Fermierii pot depune cererile unice de plată către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aferente anului în curs, până cel târziu, în data de 16 mai. Directorul general al APIA îi invită pe fermierii hunedoreni să depună cererile până la această dată, pentru că după aceea se vor aplica penalități. Îndemn pe toți fermierii din județul Hunedoara să respecte, să răspundă la telefoanele funcționarilor de la APIA, să-și depună cererile de plată până în data de 16 mai. De ce până data de 16 mai? Fiind ultima zi în care se pot depune aceste cereri fără penalități, astfel încât să nu sufere, să spun așa, niciun fel de sancțiune pentru anul de cerere 2022. După 16 mai, cererile se mai pot depune încă 25 de zile. Pentru fiecare zi de întârziere se aplică o penalitate de 1% din valoarea subvenției, care poate ajunge până la 3.000 de euro. În județul Hunedoara sunt așteptați să depună cereri unice de plată la APIA peste 16.000 de fermieri. Aceștia pot transmite documentele online către centrul județean APIA sau către centrele locale din Deva, Hunedoara, Brad, Orăștie, Ilia, Petrila și Sfântă Mărie Orlea. Persoanele interesate pot obține mai multe informații adresându-se specialiștilor din centrele locale sau accesând site-ul www.apia.org.ro ori www.madr.ro.